Avem podcastare astăzi pentru că invitat este Cătălin Cârstoiu, candidatul la primăria capitale din partea Alianței PSD-PNL. Salut, Cătălin, bine ai venit! Salut, Robert! Împreună cu Dan Androni, care e și el prezent aici. Salut, Dane! Păi dacă a zis șeful nostru Ciolacu că trebuie să dea explicații... Să dea explicații, ca să zicem așa. L-am adus să se explice. Ce se întâmplă, doctore, ca să zicem așa? Da? Care e situația? Hai să o luăm așa ca o poveste, ca să înțelegem până la urmă ce mama naibii se întâmplă în toată nebunia asta. Tu cum ai ajuns să intri în toată nebunia asta legată de candidat? Păi, Robert, eu nu m-am dus la ușa nimănui să ciocănesc și să spun am venit eu, doctor, vreau să Cătălin Cârstoiu, da. Vreau să fiu candidat. Pentru că nu-mi trebuia treaba asta. Eu aveam meseria mea, aveam viața mea, o familie cu un copil de 5 ani, o familie care are nevoie de părinți. Nu prea eram noi prezenți așa cum am fi vrut. Da, una peste acum sigur nu sunteți. Cu siguranță. Păi copilul a ajuns să spună nu mai stă tata cu mine, dar văd mai des. Asta înseamnă că mi-a încăpătat notorietate. E, problema e că n-am bătut la ușă să spun am venit, vreau candidat. Da, cum a venit propunerea? Da. Ei mi-au propus, liderii ei coaliției, cine? Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă mi-au propus. Amândoi împreună, separat, care a fost primul. Hai să o lămurim. Discuția a fost împreună cu cei doi. N-a fost o discuție separată, dar recunosc că am simțit susținerea și de la... Dacă ai scrie o carte de memorii mâine, așa. Să zicem așa, nu știu, pe data de când sună telefonul, sună la ușă, sună la ușă, deschid Ciucă cu un buchet de flori. Ciolacu cu șampania, Ciucă cu florile. Nu, că nu e totuși competiția la Miss Univers, candidarea la primărie, candidatura la primăria capitalei. Nu, a fost o discuție între ei, o discuție în care am ajuns la concluzia cine că poate te chemă? Nu, stai puțin că nu aici a fost nu, la nu guvern scat. Discuția. Deci cel care a inițiat discuția a fost Ciolacu. A fost un telefon înainte, da. Alu Ciolacu. Da. Da, și când te-ai dus la guvern, care Ciolacu a zis ce? Doctore, vreau neapărat, mă doare spatele. Hai, vino să vezi mă doare candidatura la primăria capitalei. Mă doare Bucureștiul. Sunt un om bun, sunt un om ok, sunt un doctor bun, profesionist și că am viziune, că am adus fonduri la spital, că am făcut în spital un brand. Au fost discuții legate de persoana mea mai mult și de ce am făcut eu până acum 3 săptămâni. Pe Ciolacu-l știai dinainte? L-am văzut de vreo 2-3 ori. Una din discuții a fost la spital, a fost o discuție lungă. Și-a rupt ceva? Nu. A fost o discuție despre sistemul sanitar. A fost o vizită la spital în care am stat foarte mult de vorbă și eu am încercat să-i spun niște probleme reale din sistemul sanitar pe care am și văzut că le-a perceput foarte bine. Adică a căpătat o informație, zic eu, corectă, nu trunchiată despre ce se întâmplă. Băi, e clar. În sistemul sanitar, normarea e făcută după o lege din 1990, care nu mai dă actualitate. Și dacă mergi pe ideea aia, ajungi să ai toate posturile ocupate și să nu ai personal. Adică trebuie schimbat din temelii legislația în sistemul sanitar ca să fie un sistem funcțional. Și a înțeles, chiar a înțeles. Deci aia a fost o discuție care, într-o formă sau alta... Cred că a fost discuția premergătoare unei decizii. Da. Și după aia te-a sunat și a zis, doctore, aș vrea să vii puțin până la guvern. Eram plecat într-un concediu, era vacanță studențească, eram plecat într-un concediu și atunci a fost o discuție care a mers, telefonic. De acord. Da. Telefonic. Da. Bă, și de ce te-ai băgat? Pentru că până la urmă, exact. De păi, ce uite, dacă îți propunea, de exemplu, postul de ministru al sănătății, putea să zic, bă, da, mă, Cătălin, dar la primăria capitale, care i-a fost, cum să spun, impuls? Am stat mult și m-am gândit. Recunosc, am stat mult și m-am gândit, pentru că... Cât a durat între telefonul din vacanță și întâlnire? Vreo 2 săptămâni m-am tot gândit și m-am tot gândit. Pentru că, cinstit, administrația primăriei capitalei nu e un lucru ușor. Întâi am vrut să mă documentez, am vrut să văd dacă aș fi în stare să percep problemele reale, să văd despre ce e vorba și recunosc că m-am aplecat asupra situației. Bănesc, adică dacă sunt soluții. Și asta am făcut. Adică înainte de decizia personală am spus, domnule, sunt manager, ok, am condus cel mai mare spital din țară, am condus cea mai mare facultate de medicină, dar asta e un capitol, iar primăria e un capitol de alt gen. M-am documentat, am... convocat, adică am stat la zeci de discuții cu prieteni care au lucrat și lucrează în administrația publică, cu primari, cu oameni care au lucrat în primăria capitalei, cu oameni care lucrează în primăria capitalei și într-adevăr m-am convins că există posibilități administrative foarte bune, adică dacă ai o viziune asupra capitalei, poți să faci lucruri frumoase. Ce mi-a fost clar în momentul ăla? Mi-a fost clar că este absolut necesar ca primăria să nu-și bazeze acțiunile pe bugetul ei. Să meargă mai departe, să acceseze fonduri europene, parteneriat public-privat. Astea sunt soluțiile pentru capital.
Și cred eu, după ce am discutat toată treaba asta, au intervenit și argumentele de ordin personal. Primul lucru a trebuit să văd ce opinie are familia mea, pentru că nu e de luat în calcul, de neluat în calcul. Trebuie să ai un sprijin. Să spunem, om politic în familie, ca să spunem, da, așa, adică, da? Am avut o discuție, în primul rând, cu soția mea. Uh-huh. Da? Apoi am discutat cu părinții. Am avut ce a zis tata? Ei, tata, din păcate, a avut dreptate. Uh-huh. Dacă stau să dau timpul înapoi, tata mi-a spus... Hai să spunem așa, că domnul Cârstoiu, senior, ca să zicem așa, dar este fost prefect al județului Argeș, da? Asta ca să, pentru cei care ne privesc să știe de ce, de exemplu, ne tutuim eu și Cătălin, pentru că suntem, era să zic, consăteni, da? Suntem din Pitești împreună. Ați făcut și aceeași școală, nu? Nu, cam cumva pe aceeași stradă, ca să zicem așa, erau liceele, da? El a făcut Zinca Golescu, eu am făcut Bălcescu. Brătianu. Acum, da, Bălcescu zicea pe vreme, noi știm de Bălcescu, da. Așa, și așa că ne cunoaștem foarte multă vreme, iar tatălui era un, și este, și a rămas în continuare, dea Dumnezeu sănătate, un personaj foarte respectat în Piteștiul meu natal, înțelegi? Da, tata mi-a spus... Bun, acum și ca să lămurește și eu, că îl știu pe Cătălin de... Ani de zile, da. 10-15 ani. Da, mai da, adică ar fi fost ipocrit așa, da, acum... Era incorect să ne apucăm să pară că ne-am văzut prima dată. Cristoiu, nu ne vedem prima dată. Dar, suntem niște oameni cinstiți și spunem treaba asta până la urmă. Da. Acum, tata și nu numai tata, mai un domn care mi-a spus același lucru și au avut dreptate. Mi-au spus, uite... Băsescu cine? Exact. Până astăzi, da, suntem sinceri și o spunem corect. Mi-au spus, uite, știi, tu ai fost medic, ești medic, ești profesor universitar. Și până astăzi oamenii toți, vin și director la spitalul ăsta foarte mare, toți oamenii care au venit la tine au venit să te roage ceva. Aveau nevoie de tine, corect. Da, corect. Ei, inclusiv eu. Și eu l-am rugat pe Cătălin. Robert. Nu contează. Slavă Domnului. Pe mine când m-a sunat cineva la telefon și mi-a spus: "E un pacient acolo, avem problema asta." Eu n-am perceput-o ca pe rugăminte. Eu am perceput-o ca pe modul meu de acționare. Adică eu am ajutat real. Eu nu era vorba de pile. Aici vezi la un dat, bă, se întâmplă ceva, ți-a rupt ceva, Eu sunt convins că sistemul are multe probleme și la universitar. Nu neg asta. Uneori dai un doctor obosit, de un doctor mai puțin empatic. Adică astea sunt niște lucruri pe care n-ai cum să le schimbi. Și percep lucrul ăsta și de-aia am ajutat pe toată lumea. Sunt oameni pe care i-am ajutat fără să-i cunosc. Adică asta e evident. M-am întâlnit cu unul și cu altul și mi-au spus, știți, vă aduceți aminte când eram în comă. Ok, nu vă cunosc, dar mi-am făcut treaba într-un fel sau altul. Revin la chestia asta. Deci Băsescu și tata, așa ce au zis. Ei mi-au spus, până azi ai fost rugat, până azi ai fost respectat. Până astăzi toată lumea te-a privit ca pe un ajutor imediat. De mâine să știi că nu va fi așa. De mâine te vor înjura toți. De mâine toată lumea te va critica. De mâine nu vei mai fi nici respectat, nu vei mai fi nici iubit. Vei fi inamicul public numărul 1. Exact ce se întâmplă. Au avut dreptate. Da. Eu am fost naiv în momentul ăla, cu ghilimelele de rigoare, că nu-s naiv, sunt un om hotărât. Și am zis, nu se poate așa ceva. Eu știu că n-am făcut nimic rău, mi-am făcut treaba, dar uite că au avut dreptate. Recunosc că au avut dreptate. E șocant pentru tine? Pentru mine, da, e șocant. Adică dacă ai dat timpul acum înapoi și ai fi din nou în concediul ăla, spune așa, din vacanța... Ai închide telefonul? Ai mai accepta această propunere? Nu, pentru că în momentul ăla am avut un alt argument care mă ține și nu astfel. Ce? Deci n-ai mai acceptat propunerea? Nu, aș accepta în continuare. Ai acceptat în continuare? Pentru că argumentul ăsta al părinților mei, al apropiaților mei, pentru mine a fost un lucru secundar. În momentul ăla eu am spus așa, am ajuns la 50 de ani, am ajuns. Am făcut tot ce am putut în meseria mea, am făcut. Am văzut că se poate să ai o abordare și administrativă pe un oraș, se poate. Și am spus, ok, dacă n-am să fac treaba asta acum, nu o să mai fac niciodată. Pentru că n-are sens. La 60 de ani e greu să te mai apuci de așa ceva. Doi, a mai fost un argument. Argumentul meu a fost că am vrut și vreau în continuare să creez un nou model. Eu cred sincer în asta că în anul 2024 e nevoie de un nou model. Până la urmă, domn politic, că până la urmă la primărie e iluzoriu să zici că nu faci asta, da? E o politică administrativă, da? E și asta. Și am zis, ok, a venit vremea asta, hai să încerc. E un demers al meu personal, care s-ar putea să prindă, s-ar putea să nu prindă. Acum, aici înțeleg că e vorba mai curând de inițiativă și nu de rezultat. Eu cred că rezultatul s-ar putea să fie fezabil. Eu asta cred. Dar nu crezi, hai să punem lucrurile puțin invers. Nu crezi că tocmai modul în care ai fost luat și tocat și lovit din toate părțile din minutul 2 și 30 de secunde îi va îndepărta pe oameni ca tine să intre în politică?
Îți creează senzația asta, o am, adică am văzut-o la mine, am văzut-o... Adică, nu știu, la apropiați. Cred că se uită, păi... cei de la spital se uită cu groază la ce se întâmplă, de unde erau obișnuiți. Fac cruce, zic, bă, niciodată profesor, n-o să domn, intră, domn director, asta, domn fecele, rector, da. Domn așa, e bang, bang, acum, bang. Cei care... Adică sunt și unii probabil care își freacă palmele și zic, ha-ha, bine, au făcut mai pe bărind, sunt aia. Cei cu care lucrez, oamenii cu care lucrez la spital, la facultate, se uită minunați și nu le vine să creadă ce se întâmplă. Și toți îmi spun, mai poți, ești da. Întreg, bă, sunt întreg, se uită așa ușor cu milă. Da. Adică e ca în poveștile lui Mark Twain, da? Săracu, ce i-a trebuit? Zvonurile despre moartea mea nu sunt deloc, sunt ridicol de exagerate, cam așa îți zice. Dar uite că, na, piața zvonurilor nu poate fi ușor neutralizată. La ora asta la care discutăm acum... Cât a durat, scuze-mă puțin, cât a durat perioada asta de liniște din momentul în care ai acceptat candidatura? Până te-au anunțat? Păi au fost vreo două, trei săptămâni în care m-am tot gândit. Mai un lucru. Viața s-a schimbat în momentul ăla într-un mod în care nu am crezut. Adică ai trecut, ai plecat, domn profesor, domnul doctor de acasă. Prof. Și te-ai întors după 20 martie, ora nu știu cât, te-ai întors inamicul public numărul 1 în lupta pentru primăria capitale. Acum... Eu nu sunt chiar atât de naiv să cred că politica e o glumă sau e un joc. Nu. Pe de altă parte, eu sunt ferm convins că atât domnul Ciolacu cât și domnul Ciucă sunt niște oameni serioși. Adică eu nu-mi imaginez că domniile lor ar putea face așa alba-neagră cu candidații. Stai că ajungem la ei puțin, dar până hai la ei... Hai să te întreb altceva, că uite... Hai mă, că întreb prea multe, lasă-mă că îmi pierd ideea. Sunt și eu curios. Nu mai fi curios, acum lasă-mă să întreb, fii atent. Stai că vreau să întreb de Pahomțul și de Iohannis. Păi asta vreau să întreb. Întreabă totul. Bine, da. Hai să vedem. Bun, ăștia avem, Ciucă și Ciolacu, uh-huh. Da? Bun. Ăștia doi. O avem și pe doamna Firea. Eu nu vreau să întreb de Pahunțu și Iohannis, tu vrei. Eu avem și pe doamna Firea, avem și pe domnul Burduja. Da, dincolo de, dincolo de cei doi, să zicem așa, e al treilea, adică este Klaus Iohannis. Ai avut vreo discuție cu Klaus Iohannis în toată perioada asta de când ți s-a făcut propunerea și până în momentul de față? Niciodată. Da? Garantat. Îl cunoști pe Iohannis? Adică îi sunt... Pe domnul președinte l-am văzut la spital. Așa e, că a venit cu ursul odată, la fundă. Într-o vizită, în timpul pandemiei, când noi făceam modelul acela care a stat la baza legislației, adică pacienți și COVID, în COVID împreună, pe circuite separate, model care, uite, a stat la baza legislației pe COVID în spitalele publice. Atunci toată lumea s-a uitat la noi, cel puțin când am spus că vreau să facem asta, lumea era, Doamne, dar nu se poate, noi amestecăm, ba da, nu amestecăm și o să meargă. Și uite că a mers foarte bine. E, atunci l-am văzut prima oară, a venit să vadă exact ce am făcut, i-a plăcut foarte mult, iar a doua oară a fost când a venit Ursula von der Leyen în România cu semnarea PNRR-ului. Dar de ce a venit acolo? Păi a venit la noi pentru că era singurul proiect matur în momentul ăla de infrastructură. Matur ce înseamnă? Terminat sau aproape? Era un proiect aproape terminat și care, într-adevăr, schimbă cu totul paradigma într-un spital public. Adică proiectul ăla nu face o clădire. Proiectul ăla generează niște circuite medicale corecte. Asta e cel mai important. În care sunt separate circuitele curate de murdare, circuitele de vizitatori cu circuitele medii. Ale e un proiect foarte bine gândit. E un proiect foarte, foarte matur. Foarte bine gândit de cine? E gândit de noi, pentru că am un om la spital care a lucrat în primăria capitalei, un om foarte bun în capitolul de proiect investiții, ne-am adunat oameni care știu să facă asta, care au făcut-o pro bono, au făcut-o pentru noi. Și am construit un proiect. Un proiect care cumva a fost cunoscut și aici e un lucru important, iar venirea doamnei a fost generată tocmai de faptul că era un capitol important pentru România, sănătatea, cum îmi dau seama și acum, că tot sănătatea e importantă în lupta asta, și a venit pur și simplu un semn de recunoaștere pentru ce am făcut noi acolo. A dat PNRR-ul semnal la nivel național primului ministru de atunci și președintelui la Spitalul Universitar. Deci, mult de atât nu-ți poți dori ca mea. Ca să o lămurim cât se poate de clar. Klaus Iohannis n-a avut nicio implicare în decizia ta. Nu, niciuna. La Ciolacu nu știu, o să-l întrebăm pe Ciolacu. Niciuna. Niciuna. Nu te-a sunat, n-ai vorbit, nu te-a întrebat. Nicio... Deci nu există nicio legătură... Nu și Dumnezeu meu martor, nu mine. Păi nu, întreb cât pot declar ca să obțin un răspuns cât se poate declara. Tu, în momentul... schimb, am apreciat declarația domnului președinte când a spus că coaliția și-a găsit un candidat bun. Ține de meseria lui. Da. Întrebam la nivel personal, n-a existat nicio implicare. Nu. Dar tu, în momentul de față, mă rog, ai fost vreodată membru al vreunui partid politic? Nu, niciodată. N-ai fost niciodată.
Și nici nu sunt. Nici nu ești, da. Și nici nu-și dorești. Nu-și mai dorești vreodată. Dar te simți mai apropiat, cum să zic, în momentul de față de zona liberală, pentru că, sau de PSD, pentru că din disputa asta pe marginea candidaturii tale, vedem că liberalii sunt mult mai categorici și spun, băi, nu, mergem cu Cârstoiu până la capăt, în vreme ce ieri de la Doha, nu, domnul Ciolacu, nu numai ieri, tocmai ce a aruncat-o pe aia cu, domne, să iasă să lămurească, dacă nu lămurește chestia cu incompatibilitatea, nu putem merge mai departe. Hai, stai că ajungem acolo. Dar simți că în momentul de față PNL-ul ți-e mai aproape în această situație complicată, destul de complicată, în care te afli în comparație cu PSD-ul? Care, eu sunt un om de centru, așa, da? N-am datorii față de partide, da? Până la urmă, campania mea până în acest moment e o campanie ușor manufacturieră. A mea, da? Ca să spun așa. Adică, până la urmă, tot ce s-a întâmplat, cam asta este. Sigur, am beneficiat de sprijinul consultanților de la PSD și PNL în plan ideatic. Chiar ai beneficiat? Adică s-au făcut ședințe în care au venit? Da, da. Da, că sunt foarte multe voci care spun că ești neasistat, cum se spune, în această campanie. Ședințe. Eu tot îi întreb pe ăștia de la PSD și PNL când îi prinde, îi întreb, unde sunt panourile cu Cârstoiu? Ceea ce îi bagă într-o încurcătură de fiecare dată. Dacă sunt candidatul momentan, candidatul comasat, candidatul de pentru moment, acum nu știu cât rol mai au și panourile alea. Au rolul lor, de ce? Au rolul lor pentru că în primul rând mai o săptămână, în primul rând notorietatea trebuie să crească, deci ca să poți să iei voturi trebuie să te cunoască. Da, trebuie cu poza în metrou și cu poza. Bă, ce a fost cu poza în metrou? Nu, pe bune, hai zi-o. Simpatică. Care simpatică? Aia a fost o cine? Ce naiba, cum a apărut chestia și a avut ceva idee? Adică când era noaptea? Nu era noaptea, era ziua. Era metroul tău? M-a invitat cam așa, cam așa. Era, bine, nu era, mă provoc, nu e ca în guvernul meu, era metroul meu. Am înțeles, da. Ei, nu, era, am fost la o manifestare făcută de domnul primar Băluță, care semnase, urcase în sistem licitația pentru magistrala aia, la Turul Arghezii, la Progresul. Ei, și în timpul discursurilor de acolo, era un park and ride, e un park and ride făcut, frumoasă realizare. Da. Am zis, ia să văd eu mint pe oamenii ăștia când le spun că e bine să meargă cu metroul, pentru că da, o soluție de a mai degreva traficul de numărul de mașini din oraș este asta, real. E cam singura. E una din măsuri. Spune, am venit din Japonia în momentul de față, înțelegi? Pe lângă faptul că aia nu poți să-și cumpere mașină dacă n-au loc de parcare. Deci n-ai loc de parcare în Tokyo, nu poți să-ți cumperi mașină. Iar locul de parcare ajunge să coste în Tokyo și 400.000 de euro, de dolari, mă rog, așa mai departe. Dincolo de asta, este un alt Tokyo, un oraș întreg, sub pământ. Tot ce înseamnă. Așa e. Magazine, restaurante, ce vrei. Când ai intrat în stația de metrou, ești într-un alt oraș care sigur e sub pământ. Așa e. Și așa se face că în rush hour, orele aglomerate, nu știu ce mai departe, bă, nu vedeai mașini și eu întrebam cum am naibii, mă, un oraș cu 17 milioane de locuitori, deci cât toată România. Nu sunt mașini. Da. Nu sunt mașini pe străzi, unde sunt ăștia? România plus diaspora din Italia. Unde sunt ăștia? Și ăștia erau toți pe sub pământ și sigur, în trenurile lor extraordinar de mari. Haideți să vă spun două lucruri apropo de subiectul ăsta. Păi, Robert, în primul rând, asta trebuie susținută printr-o campanie publică extrem de bine gândită. Adică la noi mentalitatea e, m-am urcat în mașină și pentru 200 de metri. Da? Avem o relație afectivă. Dacă vrei să ajungi din est în nord, n-ai cum. Nu poți. Nu există. Decât dacă ți-ai jumătate de zi. Dar nici din sud în nord n-ai cum. Pentru că nu sunt gândite niște conexiuni rapide pe direcțiile mari ale orașului. Dar minte din Ilfov, în București. Asta nici nu mai vorbesc. Pentru că foarte mulți... Nu cred că își dorește cineva să stea o oră în mașină ca să facă, să ajungă de la, nu știu, Încăbești la Casa Scânteii. Este fenomenul ăla că acum ăștia care și-au cumpărat case în Corbeanca să întorc în oraș pentru că s-au săturat de drumurile din Corbeanca. Exact. Dacă, Doamne ferește, ai un copil la școală... Uitați-vă la mine, exact senzația asta o avem noi. Noi avem un copil în oraș la grădiniță și amândoi mergem cu două mașini să ne facem treaba în oraș zi de zi. E un coșmar. La un moment dat îți vine să renunți. Da? Adică au fost momente în care și noi am rămas în București tocmai din cauza traficului ăsta. E imposibil. Sunt foarte mulți oameni din București care locuiesc în Ilfov, dar la domiciliul București. Păi și tu vezi vreo soluție rapid de pus în gal? Sunt mai multe soluții. Asta cu virarea mentalității e necesară. Dar e de durată. Am pornit de la două generații. Hai să epuizăm subiectul ăsta. Te rog. Mă fac eu moderator atunci. Te rog. Da. Fi propriul moderator. Da. Îndrăznești. Păi nu, că suntem dezorganizați. Zic cu poza. Lasă că ne organizăm. Prindeți-mă lumina să ne organizăm.
Ce să tu mai organizat. Nu, trebuie sistemul. Dar ajungi la primăria capitalei cu atitudine. Am încercat, mă, da, da, așa. Bun, deci hai să o luăm pe asta. Deci trebuie schimbată mentalitatea. Cu poza. Cu poza. Zis, dacă îi mint eu pe oamenii ăștia, asta a fost, e ca și cum ești, spune un bolnav, alt diagnostic decât pe rublare. Și am zis, ok, voi merge cu metro. N-am spus nimănui din staff, da? Nimănui. Așa. Și am zis, vreau să văd stația de metro. Am coborât cu domnul primar și cu toată lumea după noi în stația de metro. Ei, și când am ajuns acolo în metro, am zis, eu vreau să plec cu metrou. S-a produs așa o mică panică și m-au poftit să intru. Și am spus, nu, 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 plătim bilet, că mi se părea aiurea să mă prim cu metrou, că era doamna director acolo pe gratis. Da. Și am zis, plătim bilet. Mi-a dat, am realizat că n-aveam asupra mea nimic. Nu tu telefoane, bani, acte, nimic. Eram așa, cum mă vedeți. Și ai lăsat ceasul. Nu, că eram cu ceas. Ți-a dat abonament pe una. La tezaur. La... Eram cu ceas. Da, nu era atât de valoros ca alte ceasuri. Acum adun abonament la metrou. Și atunci am zis, ok, mi-a dat un coleg din echipă 50 de lei, nu 200, am cumpărat biletul. M-am urcat în metrou. Acum e șansa vieții mele a fost că la ora aia în Tudor Arghezi nu era nimeni în metrou. Nimeni. Era metroul meu. Da? Te-a urcat un singur și s-a urcat. Până și Marius spune acolo, păi vocea din Ofa lui Marius zicea așa tu, cu, cu ceva presă pe acolo, dar nu m-am gândit niciodată ce avea să urmeze după. Da. E, o agenție de presă au făcut fotografii și le-au urcat pe toate de unde presa a luat ce a dorit. Și așa a apărut poza aia cu mine într-o poziție total nefericită, stingheră, așa ca... Da, da, singurel, așa, da. Și pe mine m-a buvnit râsul când am văzut-o. Când am văzut-o, seara am zis, Dumnezeu... Cum era în anii 90, știi, cum era, era oia care cântau, nu nimeni nu mă vrea, na, 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 na. Acum, sunt de șapte copii acasă și... Da, da, a prefigurat ce urma, a prefigurat ce urma. Păi da, 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 se potrivește la fix. A fost o previziune. Și nici ciucă n-a zis, da. Cântați bine, suntem bune. Vă iau pentru imnul de campanie. Așa. Și am zis, ok, bun, asta e, mi-asum, poza e. Acum toată lumea m-a certat. M-a certat toată lumea a doua zi, rău de tot, că nu se poate, că stai drept. Le-am explicat, băi, eu am o problemă în asta drept. Că după problema asta medicală pe care am avut-o, am niște mușchi pe gât și tendința e să... Asta să e, stai relaxat, să stai na, un pic cât vreau. Da. Că stau așa drept tot timpul, acum îmi corectez că de... Na, da? Acum ești balerin. Acum a trebuit să fiu mis. Și am zis, ok, hai să rezolvăm, asta e. A râs de mine, două nopți m-am uitat pe TikTok și vă mărturisesc că am râs. S-a făcut un meme. Da, m-am distrat. Da, mie mi s-a părut haios. Da, da. Adică am realizat atunci, mă, oamenii ăștia, chit că te vor, chit că nu te vor, dar sunt simpatici. Adică a, românul, că vine vorba glume, de bășcălie, de ironie, da. Am trecut toți. Pot să facă niște glume senzaționale. Da, da, da. Am luat-o ca atare, da? După care a fost o adevărată discuție și am zis, mă, eu totuși m-am vrut să merg cu metrou, nu ca să am o poză haioasă pe internet, eu vreau să mă convinc că e adevărat, dar am continuat. Dar acum, pe bune, tu chiar mai mergeai cu metrou vreodată? Da, am mai mers pentru că n-am mers să mă deplasez eu prin oraș. Nu, am mers cinstit din punct de vedere educațional pentru copil. Adică trebuia copilul să știe ce e metrou, ce e autobuz, ce e tramvai. Așa am învățat-o și eu pe Carolina, să meargă cu metrou, să meargă cu tramvaiul, cu autobuzul, că altfel să-i pui doar în mașină. Am și merge. Carolina, de exemplu, merge mult cu metrou pentru că sunt momente când e atât de aglomerat. Bineînțeles, care chiar că mai bine să mergi cu metrou. Plus că mai e un lucru. Trebuie să vedem un pic și structura generațiilor. Și asta am învățat ca profesor. Oamenii se schimbă, nu mai sunt copiii care intră la facultate azi, nu mai au mentalitatea noastră. Sunt alți oameni. Ăia din anul 6 sunt la fel, alți oameni. Ei folosesc treaba asta. Noi suntem generația cu cheia de gât. Cam așa. Ei nu mai sunt. Cam ei, așa. Ei nici nu mai au cheie. Cam așa. Da, asta e realitatea. Adică o, copilul ăsta trebuie să trăiască. Asta da. A fost. Acum stai ca să, dincolo de am poză. Am poza. Hai să ajungem la povestea asta cu traficul. Da. Tu ai vreo chestie, uite, spre exemplu, că și-o am candidat la primăria capitale. Am luat un 7%, onorabil, pentru un partid mic cum era PMP-ul la vremea respectivă și așa mai departe. Dar eu când m-am dus în fața staffului de campanie și am zis, băi, eu ies cu ideea să închidem traficul în centrul orașului pe... și să băgăm, așa am vrut, așa și păinele pe... de circulație. Și deci numai... Și am și mai zis ceva... Și dacă vrei să ajungi la Unirii, la, de la Unirii la casa, la casa Scânteiei, cum faci? Mult. Plătești foarte mult. Plătești foarte plătești mult. Foarte mult. Păi da, mi-ai dat alternativă. Să intră... Toată lumea venea cu chestia asta. Păi da, dar n-au alternativă. Fratele, am spus, după aceea mașinile... Te gândești că toate instituțiile publice din România, din București, nu știu ce, vin funcționarii de la tribunale, ANAF-uri, ministere, parlamentari, cu mașinile în centrul orașului. Deci toată lumea năvălește dimineața se aduce cu Duba. Nu, mă. Dacă lucrezi într-o instituție publică, ți se dă abonament
de la instituția publică pentru metrou și la revedere. Și face o oră jumate pe drum. Nu, asta e, metrou te scoală la 5. Nu, hai mă, termină cu prostii de-astea. Nu, soluția, l-aduci cu mașina? Se scoală omul la 5 că a avut turcesc o idee. Exact. Păi te înjură, mă, dar Londra nu poți să faci altfel. Așa au făcut. Vrei să intri în centrul orașului, plătește-te în doi. Nu e. Dar Londra nu compara rețeaua. Londra are metrou de la 1900, exact. Chiar puțin înainte. Da? Nu, soluția e să extinzi metrou. Deci noi să nu comparăm mereu cu pere. Soluția să extinzi metrou, să-l duci. Durează mult cât să mă ierte Dumnezeu, dacă nu l-aveam pe Ceaușescu, nici noi n-aveam metrou. Da, Robert, nu trebuie să-l bagi metrou neapărat subteran, că e și foarte scump. Poți să mergi cu el în Ilfov suprateran, e la fel de bine. Poți să mergi pe ideea monorail. Sunt idei, sunt proiecte, sunt proiecte bune. Acum, ce trebuie să faci? Trebuie să te duci cu extinderea rețelei de metrou sau cu extinderea circuitelor RATB în zonele în care e într-adevăr nevoie. Da? Pentru că asta e realitatea. Tu trebuie să faci o analiză în trafic, m-am învățat și eu, între punctul de plecare și destinație. Și sunt niște analize foarte serioase în care îți arată o parte din ce zonă se duce în ce zonă. Pentru că oamenii, spre exemplu, dinspre Chitila, Tărtășești, Bâldana, care sunt tot bucureșteni, da? Ei vin în București, dar nu se duc în centru, mare parte dintre ei, merg spre Pipera. Și atunci, da, Dimitrie Pompei, în zona aia. Zona, da. Da? Și atunci degeaba tu îți configurezi un sistem concentric, un sistem radial de transport, care e bun, dar care nu are penetrații din Ilfov. Acele radiale, da, alea trebuie făcute, alea sunt cheia. Pentru momentul de față, alea sunt cheia. Și ele au fost date foarte bine la autoritățile dar locale. Dar cheia nu este cumva totuși extinderea, acum mă bag și eu în vorbă, rețelei de tramvai ca mijloc de, ca tren de suprafață? Mai, în oraș, da. Altă variantă. În oraș. Altă variantă. Deci mai curând aș extinde. Gen 41, zici tu. Da. Nu tramvaiul ăla. Aș ăla care pleacă de la Sfântul Gheorghe și merge până în cartierul Aviației. Da, 41, care e o idee foarte bună, face legătura pe o parte a orașului. Da. Ar putea fi imaginată și pe partea cealaltă o linie 41, da? Pentru că oamenii care cumva să închidă, circulația asta. Eu nu vreau să merg cu mașina de acasă până la servici, dar dacă n-am ce să fac, ce să... Problema e că tu nu poți să-i spui omului, du-te și plimbă-te cu, dă-te cu tramvaiul, cu metrou, cu astea să încheia, cât timp ele nu reprezintă o soluție viabilă care să-l atragă. Corect. Adică, dar cum îți explici totuși și acum, nu neapărat în cadea... Apropo de Tokyo. Te rog. Nu mai un pic, Robert. Apropo de Tokyo. Știați că sub Bulevardul Magheru este o structură subterană, ca o galerie, care face legătura între Piața Victoriei, între Piața Romană și... Universitatea? Universitate, da. Care reprezenta ce? Aia poate fi folosită pentru o zonă pe... De ce a fost nu reprezintă nimic. Istoric. E făcută de când a apărut Bulevardul Magheru. Este... Ce, să mergi pe de sub, zici tu? Este o zonă... Nu, aia poate fi transformată într-un pasaj subteran cu o galerie. Pentru orice. Este o structură existentă, dar neutilizată. Nu e prima oară când aud așa ceva. Vedeți? Dau și o informație în premieră. Gura căscată, dau și o informație în premieră. Ai o structură care poate fi expertizată și folosită extraordinar. Da, hai să zic că nu rezolvă problema traficului. E interesantă ca informație, dar nu rezolvă nimic. Piața Victoriei, da? În Piața Victoriei, ca să ajungi la Palatul Regal, e Calea Victoriei, care este subdimensionată. Da. Corect. Bun. Un pasaj subteran în zona aia a rezolvat multe povești. Păi și poți să faci pasaj subteran? Se poate face, am văzut. Se poate face. Eu nu zic că nu se poate, dar eu zic că din punct de vedere al costurilor și al timpului. Sunt foarte multe proiecte fezabile. E Bulevardul Uranus, care începe undeva și nu se termină nicăieri. Da? Autostrada aia care face A1 cu Ciurel, începe undeva, nu se termină nicăieri. Sunt multe lucruri care au început așa, o bucată, dar nu au fost duse până la capăt. Astea trebuie, în primul rând, puse în practică, pentru că proiectele sunt bune. Ele derivă dintr-un studiu făcut pe vremea domnului primar Videanu, când a fost Videanu primar. Cel mai bun primar. Care a generat două studii, GEICA ăla și INOXA. Alea trebuie să stea la baza configurării sistemului de trafic. Și primul lucru cel mai important e semafoarele. N-ai semafoare inteligente, integrate în centrul puțin, de trafic. Stai puțin, că eu mi-aduc aminte, acum niște ani de zile au lansat cu pompă, nu mai știu cine era primar la momentul respectiv, cred că Oprescu era. Centrul ăla de semaforizare inteligentă a Bucureștiului. După care a spus că nu e inteligentă să fie semaforizarea când ai de 5 ori mai multe mașini decât suportă infrastructura. Sunt studii care sunt momente în trafic în care pe un segment de stradă numărul de mașini e mai mare decât cel suportat de strada respectivă. Da. Asta spune tot. Sunt 2 milioane de mașini plus 1 milion în afară, 1 milion jumate. Da. 1 milion jumate sunt înmatriculate în București.
Așa, care stau pe 500.000 de locuri de parcare. Deci 4 mașini pe un loc de parcare. Orice normal că face, se cațără peste tot. N-ai, adică trebuie găsite niște soluții de fond. Apropo de rush hour, ce te ține momentul de față în zonele nerezidențiale să scoți mașinile de pe prima linie? Da? Pe o bandă cu 4, o stradă cu 4 benzi, tu ai două ocupate de mașini. Le-ai scos în rush hour, atunci circulația se crește cu 100%. E o măsură, dar trebuie luată. Și unde le duci dacă le scoți de acolo? Păi, se plimbă în jurul blocului. Le duci în casă, îi pui să le ia la sub braț. Sunt oameni care vin la piață cu mașina pentru 200 de metri și parchează cu banda aia. Nu asta e norma. Hai, nu, stai puțin. Nu, asta e norma. Deci nu sunt 400.000 de oameni parcare, care merg la piață pentru 200 de metri. Hai să vă mai spun un lucru. De autorizație de construcție pentru un ansamblu rezidențial, da? N-am văzut pe nimeni spunând, știi, faci parcare, lași primele 3 nivele și tu te dezvolți de la 4 în sus. Ei luat 4 etaje. În sensul că să-i dai, să-l obligi să facă și parcare publică. Bineînțeles, să-l obligi într-un fel să ai un parteneriat cu tine care să-ți genereze locul de parcare. Se mai întâmplă altceva. Toată lumea care își cumpără, pentru că la noi cultura este ca fiecare membru al familiei să aibă mașina. Deci tu îți cumperi un apartament, una îți dă un loc de parcare, problema e că tu ai 3 mașini. Da. Dacă sunt 3 membri ai familiei. Da. Da? Ai 3 mașini. Păi cu 3 mașini ai unde să le parchezi? Parchezi una în subsol. Bine. Și două le învârți. Și respectarea normelor pentru parcările alea subterane, că da, uneori sunt atât de mici încât nu încap cu două mașini. Am înțeles, dar problema asta este pentru un oraș al viitorului. Pentru Bucureștiul actual nu mai ai ce să faci. Nu, că nu mai ai cui să mai dai autorizație de construcție. Nu vă întoarceți voi la vorba mea? E sufocat. Vrei să intri în centru cu mașina? Plătești. Și atunci funcționarul nici nu trebuie, cum să spun, la nu mai vine el cu mașina. E o soluție. Nu poate să fie numai bățul, trebuie să fie și morcov. Băi nu, dar stai puțin. Uite, de exemplu, de când s-a mărit costul parcării în centrul orașului și uneori sunt zone în care costă destul de mult să-ți lași mașina 2-3 ore, vă găsești să știi niște locuri de parcare. Și sigur că te și grăbești, adică nu mai lași mașina pe locul ăla de parcare. Zici, bă, mă costă 10 lei pe oră. Eu dau exemplu în New York, stai puțin, Cătălin. Deci în New York există o singură parcare, am văzut-o în Times Square. Știi cât era ora de parcare? $32. Păi da, așa e. E un loc. Da. Vrei acolo? Dar toate marile orașe știi că se fac super business-uri cu parcări private. Păi, parcările private, dacă te duci în orice, cam călătorii toți în marile orașe, da? Te duci, ai garaj, scrie pe garaj, parcare privată. Asta e o soluție pentru București, parcările supraterane. Duceți-vă și uitați-vă la universitate sub parcarea de la Inter, e goală. E goală, știu. Da, e goală. Nu știu dacă e chiar goală. Da. Jumate e goală. Da, e goală. Deci nu e plină, ca să fie clar. Mulți își parchează mașinile acolo, zdaia, care au multe mașini vechi, de epocă și le parchează acolo. Da. Și cu parcare e interesant. Că dacă te duci și plătești în București direct la locul unde îți parchezi mașina, spre exemplu la sala Palatului, 6 lei, da? Da. Digitalizarea ar fi trebuit să scadă costurile, e logic. Nu. 7,50 lei. Bă, nu mi se pare. Asta e, ca să zic, așa e o metodă, da. E un soi de jaf, dar nu. Oricum, am ridicat această problemă. Deci sunt câteva probleme. Am văzut recent un studiu privitor la problemele care frământă pe bucureșteni. Sunt două chestiuni majore, da? Stai puțin că vreau să-l întreb altceva. Traficul și cu gunoaie. Te retragi, Cătălin, sau nu? Nu, eu nu am de ce. Adică, până la urmă, eu am stat bine și m-am gândit, nu am nicio motivație. În primul rând, au fost nenumărate ședințe de coaliție în care a fost foarte evident. Mergem înainte... Nu, te retragi pentru că te-au prins cu mâța în sac? Nu, dar care mâță? Că n-am nicio mâță în sac și nici nu m-a prins nimeni. Nu m-a prins nimeni cu nimic. Din punctul meu de vedere, ești incompatibil sau nu? Nu sunt incompatibil, dar chiar nu sunt. Și o să-ți explic de ce. Bun, da. Hai să o lăsăm mai spus sfârșit, dar eram curios să până știu urmă, ca să mai întreținem puțin pe mine m-a atmosfera rugat care... cineva să particip într-o construcție pentru București. Da. Și tu ai acceptat. Și deci din momentul ăsta ești parte a echipei. În momentul de față sunt partea echipei, a alianței este a PSD-PNL pentru București. Cât timp nu există ideea inversă, măi Cătăline, nu mai avem nevoie de tine. Dar nu ți se pare că te-au cam lăsat din brațe cu toată povestea asta? Nu s-au purtat cam incorrect? Un pic singur cam sunt, dar asta este. Da. Un pic singur sunt. Am simțit sprijinul și al lui Marcel Ciolacu, și al lui Nicolae. Bine, dar nu știu dacă sprijinul ăsta nu-i se împingă pe scări, știi? Adică să eviteze ca baba. Sprijin, am zis. Da? Acum, cinstit, nu știu, până la urmă, politica asta e foarte complicată. Foarte complicată. Și eu zic că, până la urmă, decizia e a lor ce vor să facă. Vor stabilitate pentru București. Deci tu încă...
bun, decizia ta este să mergi mai departe. Robert, dar simți că ar putea exista la un moment dat o altfel de hotărâre a lor. Eu am un concept. Da. Eu am acceptat asta pentru că... Pentru astăzi... că sunt zvonii, asta spun, sunt voci care zic așa, domne, ăștia nu prea știu cum să-i spună că nu-l mai vor. Ar vrea să se zică el. Să retragă el. Hai să vină de la el cumva. Mesajul ar trebui, băi Ciolacu, băi Ciucă, nu mă retrag. Da. Păi, eu vă spun un lucru. Eu am intrat în asta pentru că eu cred în continuare că primarul general și primarul de sector trebuie să formeze o echipă. Mm. Cu un consiliu bun, favorabil, lucrurile merg bine. Așa cum pare, alianța asigură stabilitate, asigură posibilitatea dezvoltării orașului, asigură toate premisele ca eu să cred că primarul cu 6 primari de sector, cu stabilitate, cu tot, vor da un drum bun București. Că până la urmă de aia m-am băgat. Da? Ca să administrez un oraș, să fiu managerul acestui oraș. Băi, dacă se schimbă optica, păi atunci nu mai fac eu parte din ecuația asta. Mm-hmm. Nu, astea sunt principiile mele. Să schimbă optica politică, eu nu mai am ce căuta în ecuația asta. Înseamnă că toate principiile pentru care am intrat în această luptă nu sunt valabile pentru viitor. Ai participat la ședințe de coaliție. Ți se pare că, sau ți s-a părut că s-a schimbat optica? Nu mi s-a părut pentru moment că s-a schimbat optica. Poate că sunt oameni și oameni. Poate că sunt tot felul de interese, tot felul de grupuri. Pentru că, da, primăria capitalei mi este clară. Azi e o sumă de interes. Păi sunt bani mulți. Și probabil venirea mea... Ți-a cam scăzut vocea când ai zis o sumă de interes. Nu mi-a scăzut. Probabil venirea mea în această ecuație reprezintă un pericol. Am devenit un target de a fi scos din toate jocurile astea. Pentru că, da, eu sunt un om inflexibil. Vă dau un exemplu. Eu niciodată nu mi-am luat un om în echipă decât dacă a fost competent. Și mărturisesc, m-au sunat colegi de-ai mei, profesori. În echipa managerială, de la spital, în echipa, de la spital, în echipa medicală. Și medicală și managerială. Ăla e băiat bun, ăla e ok, ăla muncește. Nu, să vină, să-l văd eu dacă se armonizează cu modul meu de muncă, dacă face față unui ritm din ăsta, de la 5 dimineața până seara, mulți au făcut, mulți n-au făcut față, s-a triat cumva. Eu n-am luat decât oameni care au fost competenți. Așa încât, vă dați seama, știind istoricul ăsta, da, mulți, probabil că sperie, mă, ăsta e independent, ăsta nu ține de nimic, își aplică ideile, e un pic inflexibil în ceea ce privește aplicarea unei idei, nu-l interesează, dacă și-a pus în cap să facă ceva, o faci. Cum te uiți la Nicușor, da? Păi, la un Nicușor, da, mă uit ca la un om pe care l-am învins în lupta pentru spital. Exact așa îl privesc. Adică? Păi, când m-am dus la domnul primar și mi-a spus, știți, domnul profesor, în fața spitalului eu vreau să vă ajut, dar în fața spitalului în Pug. Și am gândit, în care puc, domnul primar, ăla de acum, din 1900, toamna? Da, ăsta valabil, zice, sunt două spații care sunt spații verde protejate, că spitalul e într-o zonă protejată, din cauza Palatului și Facultății de Medicină. Și ne-am uitat împreună, era... Care sunt clădiri istorice. Da, sunt clădiri istorice. Spitalul nu e. Și am văzut că erau două zone verzi, exact în fața spitalului, și am zis, domnul primar, aici sunt două parcări. Două parcări, dar nu sunt de ieri, sunt de ani de zile. Nu, sunt verzi, e zonă verde protejată, așa trebuie să fie, zonă verde protejată. Domnul primar, hai să ne mai uităm o dată. Dar dacă era albastru, ce făceam, lac? S-a uitat la mine și zis, da, dacă era albastru, e apă, luciu de apă protejată. M-am dus, am scormonit în arhivă la spital, vă dați seama, sunt acte din 2000. Am găsit autorizațiile de construcție pentru parcări și ne-am dus victorioși, haideți la domn primar să-i explicăm, el părea că vrea să ne ajute. Așa dădea impresia, dar argumentele lui, pe obsesia asta lui cu urbanismul, el nefiind urbanist, el e matematician. Eu când mi-am susținut punctul de vedere, am apelat la arhitecți, la urbaniști, adică nu m-am dus acolo, m-am dus cu o trupă lângă mine, ei îmi spuneau concluziile, eu mă duceam și le expuneam cu ei lângă mine, să nu spun tâmpeni. Ne-am dus și am spus, am găsit autorizațiile de construcție. S-a uitat și a zis, nu semnate de mine. În momentul ăla mi-a făcut click. Și am zis, nu vorbesc de dumneavoastră ca primar. Vezi de instituție. Da, instituția aceea și indiferent că sunteți dumneavoastră sau că era alt primar general. Întâmplător, arhitectul șef era același. Și asta i-am spus, arhitectul șef e aceeași. Asta înseamnă că există o concepție. Deci, astea sunt parcări autorizate de către instituția pe care o conduceți. Sincer, vorbeam singur. Și el ce rămăsese la ideea că dacă n-a semnat, el nu se pune. Nu se pune, da. Nu există. Nu există.
Trebuia să facem spațiul de protejat. Nu, eu cred că e ușor... Este ușor, e mai mult. Ce credeți că a trebuit să facem? A fost pentru prima oară când am luat fiecare consilier PSD, fiecare consilier PNL. Cinstit pe toți aceia care au interacționat cum vine, cu mine, cumva, în decursul timpului, pe probleme de învățământ, pe probleme de educație. Le-am spus, uite, avem proiectul ăsta, e păcat, pierdem finanțarea, hai să facem ceva. Bun, i-am convins și au inițiat o hotărâre de Consiliul General al Capitalei care avea o modificare pe planul urbanistic în sensul ăsta. N-a fost suficientă, pentru că de atunci am avut opinia arhitecților care au spus nu e suficient. A atacat-o și pe aia, a atacat-o. Da? E, și până la urmă, recunosc, știți cum am rezolvat problema? M-am dus la domnul Ciolacu, i-am spus, domnul Ciolacu, pierdem bani, pierdem șansa să renovăm spitalul ăsta, să-l facem cum trebuie. Da? E, influența și puterea politică a domnului Marcel Ciolacu m-a ajutat să putem aduce o modificare legislativă. Câți bani s-au băgat în spital? Un proiect care are 700 de milioane de euro. Cât? 700 de milioane. Uh-huh. O parte este prin CNI, o parte este 700 prin... Aici abonez că vorbim și de aparatură și de tot. Da, cu tot cu aparatură. No. Da, pentru că, de fapt, oricum e uriaș. Se aduc 4 corpuri noi spitalului, totul se integrează într-o structură unitară, eco-friendly, pe principiul spital verde. Da, să fie și... Cu circuite noi, cu secții noi, clădiri noi, adică e o dezvoltare impresionantă. Devine, practic, spitalul un hub medical, un nou ambulatoriu. E un proiect foarte frumos. Dar, repet... Și în cât timp se finalizează tot proiectul? Păi, PPNRR a semnat contractul și suntem în faza în care e licitația publicată. În partea cealaltă, la CNI, s-a terminat studiul de fezabilitate și urmează să intre pe finanțare. Dumnezeu, bugetul de la spital e mai mare decât ca în bani real cheltuiți decât de la Primăria când Capitalei. Când au intrat banii din PNRR în bugetul spitalului, la sfârșitul anului, m-am uitat și am zis, ce e asta? Pentru că părea o sumă... Prea multe zerouri. Nu asta era problema. Problema era că suma asta foarte mare, de două ori mai mare decât bugetul real al spitalului, afecta restul indicatorilor. Adică, dintr-o dată, mortalitatea nu mai era cât e. Era aproape inexistentă. Vă dați seama, toate astea să execuția financiară. Erau contaminate. Cheltuielile cu medicamentele părea că am tratat bolnavii cu aer, pentru că vă dați seama, se raportau la o sumă uriașă. Asta a fost lupta cu Nicușor Dan. Așa eu pot să spun, domnule, alianța PSD-PNL pentru București, eu am creat-o prima oară. Dar tu ai vedea, și am văzut că ai lansat la un moment dat o chemare publică la o confruntare cu Nicușor Dan. Dar dacă el nu răspunde la această confruntare... Păi stai să vedeți că suntem candidat. Da, mă rog. Nu, am văzut că ai scris. N-am niciun dubiu, da, fac și eu. Ai scris la un moment dat... Da, și eu surse. Da, ai scris la un moment dat că vrei să... Că vrei să te confrunți cu Nicușor Dan într-o dezbatere. Păi și ce mă ține să nu mă confrunt? Am înțeles, dar dacă el nu vine, te confrunți cu Piedone? Păi pun o păpușă pe scaun care seamănă cu el și... Am mai văzut asta, da. S-a mai făcut. Cu Piedone? E, acolo e simplu, da. Te bași cu Piedone la o confruntare? Domnul Turcescu, noi suntem oameni. Dacă mai luat cu domnul Turcescu, nu vă zic, ziceți domnul Pare Piedone. Că noi am greșit până acum. Exact, înțeleg. Te-am spus că nu mă temezi. Te rog, mi se întâmplă. Robert, de ce nu până la urmă un discurs, un dialog între doi oameni care au opinii diferite? Da? Ce e rău în asta? Nu știu, Cătălin, că în ultimii ani noi n-am mai văzut genul ăsta de atitudine în politica românească. Eu m-am pozat... Toți fuca dracu de tămâie de un genul ăsta de dialog. Ori el este, într-adevăr, susțin chestia asta cu tărie, spuma, crema unei dezbatere electorale. Iohannis nu s-a confruntat cu nimeni, s-a confruntat cu umbra lui când a venit vorba de dezbaterea prezidențială. Ăștia la primărie, Nicușor Dan, a avut el confruntare cu firea să se bată în proiecte sau să nu știu ce. La ora asta, uite, mai mâine, mâine intrăm în... Totul merge foarte mult pe o ideologizare a luptei politice și în care neomarxiștii sunt cu Nicușor, PSD-știi aia bătrâni și bolnavi sunt cu, vorba bine, bolnavi. Mie mi se pare că un lucru foarte important în campania asta este partea asta negativă, a campaniei negative asta neasumate. E în orice campanie. Dai într-unul și nu-ți asumi treaba asta. Mie mi se pare... Campanie. Da. Dar cine simți tu că e vârful de lance al acestei campanii negative? E cea mai bună întrebare. Nu, mulțumesc. Așa după... Cred că e cea mai grea. Ne-am mai revenit un pic. Zicea că nu știu să mă doresc. Hai că sunt pe val. Dacă ar fi după flerul meu, dacă ar fi după fler, după ce aș vedea, aș spune că USR. Interesant. Păi nu, atâta timp cât ai Digi, Hot News și
G4, care USR-ul bagă bani la greu acolo. Și n-am dubii. Atacă, și n-am dubii. Nu, eu n-am dubii. Tu poți să ai dubii. Dacă ar fi după știu, de fapt. Alte da? Informații pe care le-am, a spune că nici partea cealaltă pe USL-ul nu-i străină, nu e deloc. Că mă uit la Antena 3 în fiecare seară. Da, bine, tu îi cam încurci pe toți. Da. La un punct încolo. Adică eu la un moment dat mă întreb ce a fost în capul lui Ciolacu. Dar ce-o fi fost în capul meu? Asta baș. Dar ce a fost în capul lui Ciolacu când ți-a propus? Bun, înțeleg că avea problema cu Firea. Trebuia să rezolve, da, să o scoată pe Firea pe tușă. Și avea nevoie de un candidat. Și unul care să nu fie, poate fi contestat. În partea aia la PNL, ca să zic așa, au mers în siaj. Acum, Dane, n-aș exclude nici că ar fi niște zone din PSD care mă atacă. N-aș exclude. Da. Mm-hmm. Dar în condițiile astea te mai întreb încă o dată. Te retragi sau nu te retragi? Nu. Eu merg înainte. Deci nu o să avem de la tine anunțul la care să zici am decis astăzi să pun punct acestei aventuri. Și cu dacă Ciolacu îți spune luni, doctore, trebuie să te retragi. Spuneți-o dumneavoastră. Nu eu. Asta e, vei spune Ciolacu. Păi și eu m-am dus să bat la ușă și să spun vreau candidat? Mm-hmm. Corect, corect, da. Ok. Hai să încercăm să lămurim... Dar nu cred că să ajunge la astfel de soluție. Nu știu, am fost o întrebare, ai dat un răspuns. Robert. Nu poți să regrezi răspunsul. Noi ne-am despărțit luni, reafirmând sprijinul... Au fost inundații în Qatar, nu știi cu ce vine ăștia de acolo. În Doha, pe unde au fost, nu știu ce, nu știi. Nu, în Doha, în I-a Dubai. I-a plouat în Dubai, dar și în Qatar. Robert, hai să fim serioși, eu cred că nici domnul Ciucă, nici domnul Ciolacu nu sunt oameni care să facă, cum am spus, alba-neagra cu politica. Sunt oameni serioși, haide să fim. Aici, până la urmă, e vorba de o alianță care dă o stabilitate țării. Da, pe cuvânt. Și te mai întreb încă o dată, unde sunt afișele cu Cârstoiu? N-aveam nevoie de ele, am o notorietate atât de mare încât... Acum ai! Da. Acum stai și mă gândeam dacă nu cumva tot scandalul ăsta din jurul numelui Cătălin Cârstoiu... Dar i-au dat consultanți, ca și când te duci la doctor și îți dă niște farmaciști. Nu mă, dar mă gândeam dacă tot scandalul ăsta s-ar putea pe undeva să-ți fi folosit. Da? Păi, uite, dintr-o dată, din doctorul Cârstoiu, managerul de la Spitalul Universitar, n-avea echip, în momentul de față, ai echip pe toate, dacă deschide orice adică site. În momentul de față, cred că nu mai trebuie, că sunt peste tot, și în dulap, și în sertar, și adică poți să nu e rău până la urmă. Acum, întrebarea e ce se întâmplă în continuare. Ideea e să se ducă dincolo de imaginea asta, important e să ducă un mesaj. Lămurește-te, rog frumos, hai să lămurim povestea asta, că e compatibilitatea. Da, e și e cu anemona, cu clinica, cu consultația. Și prima întrebare pe care vreau să-ți o pun, ai luat vreun ban de acolo? Nu. N-am încasat niciun ban personal. Nu. Deci nu poate să vină nimeni să spună nu. Cârstoiu a luat bani nu. Pentru că a consultat acolo. Nu, Dane. Dar ai dividende de acolo, mă rog. Bun, ai altceva. Nu am nici măcar dividende. Nici măcar dividende? Nu. Eu nu sunt acționar. Nici măcar acolo. Acolo este acționar soția mea. Stai puțin, mă, că Tapalaga azi a zis că faci o șmecherie, că de fapt n-a luat bani pe consultații, dar de fapt a luat bine, pe dividende. Bine, și Tapalaga face o șmecherie, are o firmă. E foarte interesant ce spune acum. Care îi plătește, își plătește angajații și una pe care ia contractul de consultanță, mă lași. Chiar dacă e la modă să fii golan azi, e la modă. Da. În România actuală e la modă, da? Și am văzut că sunt golani. Golan cu halat. Da. Frumos. Mi-a plăcut. Bine, pentru ăla care intra în arhivele de la SIPA. Hai să mai e la modă, domnule. El nu era golan atunci, era doar cercetător. Acum vreau să vă spun un lucru. Ce a prezentat el acolo, că am încasat eu dividende, da. Sunt de la o firmă care se numește Anemona Clinical Services, dar care nu are obiect de activitate medicină. Dar ce are? Obiectul de activitate este achiziționare, închiriere de apartamente, de imobile. N-are legătură cu medicina. Deci imobiliar. Da. Deci, ca să zic așa, golanul e Tapalagă. Pentru că eu sunt convins că a citit. Că în momentul în care ceri... Se numește firma Anemona Clinical Services, dar n-are legătură cu medicina. Lasă cum se numește. Când te duci la Registrul Comerțului să ceri, îți dă obiectul de activitate. Exact. Deci domnul Tapalaga a fost golan. Un golan cu ștaif. Eu sunt. Nu, el a fost golan cu tastatură. A zis un golan cu halat. Da, el e golan cu tastatură. Da. Deci aia nu are obiect activitate medicină. Deci aia e de fapt o companie imobiliară. Ca da, e o SRL cu activitate imobiliară. Închiriază sediul la Panemona. Pe aia avem cumpărate niște apartamente pe care le avem închiriate. Punct. Da. Cumpărate de-a lungul timpului pe care le-am închiriat. Deci, uite, ăsta e motivul pentru care am vrut să te invităm la... Nici nu mă gândeam că ajungem la podcast. Asta. Da. Ăsta e motivul pentru care te-am invitat la podcast, în ciuda ceea ce cred unii și alții, că nu-ți fac nici eu nici campanie, nu face parte din staful de campanie.
Din contră, nu. Dar pentru modul în care partea asta neomarxistă te atacă, și mi este evident că au luat bani de la USR ca să te atace. Că sunt și niște golani de la PSD care ar vrea... Asta este. PSD e un partid atât de mare că nu poate să aibă numai intelectuali. Eu n-am încăsat din activitatea de la Anemona, activitatea medicală de acolo. Vorbesc că sunt... de medicală aici, vorbim deci, de... acolo sunt... Nu știu, poate te hotărăști să faci, nu știu, să scultezi în lemn. Da. E dreptul tău. Corect. Puțin, el zice așa, tapa aici. Medicul Cătălin Cârstoiu și-a bătut joc marți seara la B1 TV de o țară întreagă cu explicația că lucra voluntar în devotament pentru propria lui clinică după ce o investigație Hot News a dezvăluit cum în calitate de manager la Spitalul Universitar București își dirigea pacienții la clinica privată, atenție, unde este acționar el împreună cu soția. Nu sunt. Deci din start avem de-a face cu... Nu, acționarea majoritar în astea cu 99%, 100%, în cele două firme care desfășoară și care au contract pe spațiul ăla de acolo. Deci, da. Hai ca să lămurim povestea. Te rog. Ăla e un spațiu care aparține firmele, Anemona Clinical Services. Da. Da? Sunt două firme care au contracte acolo. Trei. Da? Anemona Med, Anemona Medical Services și Praxis. Da? Ca să vă distrați. Că e invocat socrul meu. Da? Aia e firma pe care a lucrat socrul meu, medic pediatru, Mioveni, în județul Argeș. Are 92 de ani. Da, socrul meu, 90 de ani. Când a lucrat? A lucrat mult săracul, că a fost un om puternic. Și ăla era cabinetul lui de pediatrie, unde lucra în privat. Că el a început să lucreze în privat, când nimeni nu lucra în privat. Da? Și a fost un medic pediatru foarte bun. De-aia el este administrator. Pentru că e medic, e ieșit la pensie, are acest drept și e administrator acelei firme. Noi am făcut un punct de lucru, că era mai facil decât să ne apucăm să radiem firma, să facem altă firmă, ca să putem lucra pe aceeași firmă, că aveam un istoric, până la urmă, nu? Bun. Aici sunt acționari, soția mea și integral. E, medicii care lucrează la mine în policlinică, cum e în orice altă policlinică din București ăsta, și la, nu dăm nume, dar toate astea mari, au același regim, au contracte pe PFA, SRL, cu firma care prestează servicii medicale și care e autorizată să facă acest lucru. Și sunt vreo 30 și ceva, poate chiar mai mulți, da? Din toate spitalele, toate, că nu toate, din toate spitalele, din toate specialitățile, din toate... Sunt oameni care au vrut să lucreze acolo, care locuiesc în zona aia, care le e comod, da? Eu știu, am făcut și noi o selecție. Unii n-au făcut bine, asta e, a făcut soția mea selecția acolo. Ei lucrează, au program de consultații, să duc, consultă pacienți care vin pentru ei, pacienți care se programează direct acolo, ca în orice altă policlinică, nu fac nimic altceva decât face MedLife, MedSana și așa mai departe, da? E, oamenii ăștia sunt plătiți, iau salarii, iau în baza unei relații contractuale, le intră niște bani în cont pentru activitatea pe care o fac acolo. Da? Real. Bun, că infrastructura aia noastră și aparatele de acolo sunt ale noastre, e normal să fie așa. Peste tot e la fel în sistemul medical. Bun, eu m-am dus acolo când am avut următoarele situații. Când mi s-a spus, dom'le, e un pacient care nu poate fi, nu ne depășește. Spre exemplu, primul caz prezentat de Hot News, da? Primul caz. Este o doamnă care avea o mare problemă de sănătate și care, întâmplător, în ziua respectivă, eram acolo, chiar eram acolo, și vă spun și de ce eram acolo, era pe 23 octombrie, mă dusesem inițial să-mi iau soția, să o scot în oraș, pentru că făceam 25 de ani de căsătorie. Mulțumesc! N-am reușit să materializăm gestul, pentru că soția mea avea foarte multe consultații, s-a întins până la ora 10 seara, iar eu am tot sperat că se va întâmpla să putem ieși și noi în oraș, măcar că făceam 25 de ani, că nu făceam nimic altceva. Toată lumea știți că serbează. E, acolo era această doamnă, erau doctorii care aveau consultații pe ortopedie în ziua respectivă și era o doamnă tânără, simpatică, care avea o problemă de sănătate legată de o tumoră. Când colegii mei mi-au spus, domn profesor, e ceva ciudat acolo, haideți să vă uitați, că aveți alt ochi. Când doamna respectivă m-a rugat să spun despre ce e vorba acolo, m-am uitat pe remene. Și într-adevăr, era o problemă. Și am recomandat de urgență un PET-CT. Un PET-CT. PET-CT-ul este o investigație pentru lucruri rele. Eu cu mâna mea, din dorința de a o ajuta pe doamna respectivă, am sunat și am spus, vă rog frumos, hai să o programăm, hai să o facem. Pentru că, cinstit, nu e ușor să-i dai o veste proastă unui om. Adică care are cancer. Da.
haide să o facem, haide să ne fim atenți, vă rog în suflet. Era așa, între și între imaginea pe care o văzusem. Și ca să fie mult mai bine pentru dânsa, eu am spus, puneți parafa pe recomandarea către centrul unde făcea PET-CD, pentru că sunt sigur că parafa aia mea o ajută. Și de ce o ajută? Este, parafa aia nu e chiar atât de... Este o expresie a competenței profesionale a fiecărui doctor. Oricând vezi acolo că scrie profesor doctor Cătălin Cristu, vrând nevrând, nu le place ăstora, dar sunt cunoscut, chiar am făcut ceva în meseria mea. Adică când ne batem joc de mine, ok, dar nu-ți bate joc de ce am făcut eu, că am făcut-o cu pasiune. Bun. Ca să văd acea parafă și să nici măcar nu e semnat de mine acolo. Dar efectiv, unul din secretariatul policlinicii a pus parafa ca să o ajute. Câte parafe? Ai parafe lăsate la... Am vreo șase. Am vreo șase parafe. Una e la spital, una e pe secție, una e pe aripa spitalului unde se terminați pacienții. Pentru că parafa... Deci poate să pună cineva parafa, semneze cu bară. Oricând. Și hai să vă spun de ce. Eu intru în sală la ora 7, am o operație de 7 ore și toți pacienții se externează, vine salvarea. Salvarea nu pleacă de acolo până nu există parafa mea pe biletul de externare. Păi ce ar însemna? Să ies din sală, să mă duc să pun parafa și să mă întorc? Să intri, na. Doi, hai să vă mai dau un exemplu. Eu recomand la vizită la pacienți analize, medicamente. Alea se parafează, da? De către cine? Pe una din parafe stă la un medic rezident care verifică și supervizează procesul de prescripție. Altfel nu iau medicamente. Îmi permit eu... Să medicul blochez? Rezident n-are dreptul de a prescrie medicamente. Ca să înțeleg exact și eu cum e parafa asta. Nu, doar eu am, că titular, da, pe prescripție. Păi vă dați seama că dacă aș spune nu se face nimic decât dacă vin eu personal, aș bloca totul. Dar, domnul Antonic, asta e o boală a sistemului, e peste tot. Medicina nu începe la 7 și se termină la 3. Pe principiul ăsta vă mai dau un exemplu, ca să vedeți cât de urât e sistemul ăsta până la urmă. Parte din el sunt, dar eu n-am avut puterea să-l schimb. Alții au avut puterea. Programul nostru de lucru e între 7 și 3, da? Știți bine că dacă operațiile nu se fac numai între 7 și 3, uneori ajungi cu programul operator la ora 5 după amiaza. E, omul ăla care intră la 5 după amiaza în sală nu e acoperit de malpraxis, e ilegal că operează la 5 seara. Și a pus vreunul din colegii mei sau eu problema. Eu mă duc la 6 dimineața și operez, da? Că programul meu începe de la 8, da? Eu la 6 sunt în sală și la 5, da? Mi-am pus eu vreodată problema, cum și-o pun acum jurnaliștii, că la ora 5 eram în afara programului de lucru și n-aveam voie să operez? Niciodată, domnule. Pentru că eu mi-am făcut meseria, am un jurământ, am jurat să fac bine oamenilor, să asigur consultanță oriunde intru și e un bon bolnav. Asta am făcut. Nu mi-am pus problema. Asta înțeleg ca medic, dar spune cum e cu incompatibilitatea. Hai să vorbim cu incompatibilitatea. Legea 95, făcută de Eugen Nicolaescu, da? Legea care reglementează ministrul sănătate. PNL pe vremea lui Tăriceanu. Bun. În 2016, guvernul USR, ministrul sănătății din perioada aia, a dat o ordonanță de urgență. Celebru Vlad Voiculescu. Celebru. Ordonanța 79 pe 2016. Știți bine că ordonanțele de urgență intră în vigoare și produc efecte juridice. Da, ele trebuie votate de Parlament, totuși. Parlamentul are obligația să voteze aceste ordonanțe de urgență. Deci vorbim de un act normativ din 2016. E, acest act normativ, acest OUG, n-a fost niciodată supus dezbaterii Parlamentului. Nici cameră. Din 2016 până acum? Din 2016 până acum. Deși noi toți am făcut numeroase hârtii în care am spus această ordonanță e neconstituțională. Încarcă dreptul la muncă, încarcă dreptul la odihnă, încalcă multe lucruri. Pentru... Există și vreo poziție a Curții Constituționale? Cred că e un aviz de neconstituționalitate. Există un aviz de neconstituționalitate. Da, deci ea este supusă ideii de neconstituționalitate. Da, dar n-a fost pusă pe ordinea de zi, niciodată, în dezbaterea Parlamentului. Dar produce efecte juridice. Ce zice ordonanța? În primul rând, ordonanța a indus un nou concept în care toată lumea era incompatibilă cu toată lumea. Era, adică, asta era principiul neomarxist. Dacă dumneavoastră, dacă tu erai... Să vină Turcescu să fie manager de spital, dacă nu noi trei Căstoiu. Eram, dacă noi trei eram vedi, Turcescu, vedi, da, tapalagă să fie. Vedi. Și de aici neapărat pornește frate, soră, soț, soție. Dacă eram vedi, vedi de-al doilea, da? Asta însemna că noi nu puteam fi... Tu erai ortoped, tu erai orelist și eu eram oftalmolog. Noi nu puteam... Și lucrăm în același spital. Eram verde al doilea, da? Nu presupune o relație. Nu puteam fi niciunul șef de secție pentru că noi eram incompatibili unul cu celălalt. Ceea ce e o tâmpenie. N-are legătură orelistul cu oftalmologul. Ei sunt profesionali acolo. Da. Până unde mergea? Până la rudele de gardul 4. Eu când am văzut chestia asta, am râs în sinea mea. Și am zis, e
Absurd. E absurd. Ce guvern era? Orban sau care? Nu, era Vlad Popescu ministru, nu mai știu. Cred că era Cioloș. Da. Deci, vă dați seama ce înseamnă asta? Păi dacă te pun pe tine, și Dane sau Robert, să scrieți rudele de gradul 4 până în momentul ăsta, cred că nici nu le știți. Nu? Adică, din start, ne-a aruncat pe toți într-o incompatibilitate severă. Doi, la manager, da, incompatibilitățile nu sunt numai aplicabile managerului. Sunt aplicabile directului medical, șefului de secție, laborator. Ce spunea? Că tu cât ești acolo, ești incompatibil cu orice altă funcție, salarizată sau nesalarizată, cu excepția activităților medicale și de învățământ din aceeași unitate sanitară. Adică vă dau un exemplu. Eu, profesor universitar, sunt invitat la Politehnică, la Facultatea de Inginerie Medicală, să țin un curs, cum s-a întâmplat. Da? Specialitatea mea e legată mult de ingineria medicală. Da? Păi eu, în momentul ăla, eram incompatibil. Pentru că mi-am desfășurat o activitate didactică în altă unitate. Incredibil. Doi. Dacă eu aveam un hobby, eram instructor de golf, că e la modă, da? Și jucam bine golf. Și mă ruga Robert și îmi spunea, te rog eu frumos, ia-mi și mie copilul și învață-l golf. Și eu făceam asta, da? În alea două ore pe zi, nepunându-mi problema. Păi altă activitate, că nu intră în categoria excepțiilor, în altă parte, neremunerat. Da, textul ăla e un text stupid, e un text... Păi da, nu, acum, fără să dau nume și să dau funcții, cam tot ce înseamnă management în spitalele din România este incompatibil. Păi totul e incompatibil. Totul e incompatibil. Sunt o grămadă adică de... Adică tu ești manager pe toată durata vieții tale, n-ai timp liber, nu poți să faci păi nimic. Păi bun, și atunci pe ce te bazezi când spui că ești... Păi mă bazez pe hotărârea înalții curții de casație și justiție. Care spune ce? Într-un caz, Ania... stabilit că există o incompatibilitate, a atacat în instanță, a ajuns la înaltea curte, este definitivă hotărârea, și care spune că o doamnă doctor, manager de spital, manager la un SRL, manager, administrator, da? Cu profil SRL, medical. Cu profil medical. Da. SRL prin care dânsa presta servicii medicale, da? Deci încasa bani, era remunerat în baza unui contract. Nu e declarată incompatibilă. Uh-huh. Deci, ce, și care e argumentul? Eu n-am făcut care e argumentul e prin superpozabilitatea hotărârii judecătorești. Nu, nu, nu. Care e argumentul hotărârii judecătorești? Că nu există o relație, că prestarea de servicii nu presupune o funcție. Funcția este un act administrativ prin care te numești. Credeți-mă că știam de ea și am fost foarte atent și am spus, bun, eu nu pot să-mi abandonez bolnavii. Eu nu pot să-mi abandonez oamenii pe care i-am crescut, care au nevoie de sfaturile mele. Și o să vă mai dau un exemplu. Nu pot să-i abandonez. Adică eu mi-am făcut meseria, da? N-am fost așa un... Și vreau să vă spun ceva. Nu cred că sunt singur în situația asta. Da, eu voiam să știu în chestia asta, că asta mă enervează cel mai tare. Mă, de ce n-au sărit că sunt o grămadă de alți conducători de unități medicale, ca să zic așa, în țara asta? Stai, mă, stai, caută pe net orice manager îl găsești, lucrează la o clinică, sărit, să zică, adică voiam să văd și un soi de solidaritate, nu cu candidatul Cătălin Cârstu, eu m-am hotărât, ci cu managerul Cătălin Cârstu. Să zică, bă, și noi suntem manageri, bă, și noi avem situații de genul ăsta, mă. Ce faceți, mă, ne luați pe toți în momentul de față pe stare de incompatibilitate, ne duceți la pușcărie, ce ne faceți în momentul ăsta? Da, există acea hotărâre în alte curți. Da, există acea hotărâre, dar știi ce mi se pare ciudat? Deci Ani nici n-ar putea să declanșeze o procedură de tipul ăsta știind că există autoritate de lucru judecat. Da. Exact pe asta. Deci ei sunt blocați la și cred că de-aia n-o fac. Pentru că ei știu că există deja în alta curte, nu poate să dea altă decizie. Dane, n-ai cum. Robert, eu spun un lucru. Acea OUG a fost blamată an de zile de toată lumea. Da. A fost o porcărie neomarxistă. Ca să distrugă tot ce înseamnă conducerea în sistem medical. Umefistanul, toți erau... Aveau niște băieți pe care vreau să-i facă manager, director medical, să mai ce facă una alta cu nu mai există achizițiile concepția și așa unul mai e bun și de-aia e acolo șef de secție, care are o competență Vlad profesională. Voicules, adică eu fac vizita cu toată echipa mea. Păi ei îmi cer sfaturi. Încă o chestie. Am fost chemat într-un spital privat în București, nu dăm nume, sunat la telefon, te rog frumos, vino, am o problemă urgentă, un coleg de-al meu. Da, m-am dus, am rezolvat situația, am plecat, eram incompatibil. Am fost în Republica Moldova, da, manager, da, în Republica Moldova am pornit artroplastia de genunchi. Eram incompatibil. Nu, eu mi-am făcut meseria. Da, m-am dus la un alt spital public, am rezolvat o situație, am salvat un om, da? Mi-am salvat și colegii în egală măsură, da?
prin faptul că știam ce aveam de făcut. Eram incompatibil, da. Am fost la Hamburg, la o clinică mare, la endoclinic. Puneau un implant în sală pentru prima oară. A fost o discuție între noi și eu am spus, eu am pus vreo 8, 9, 10 implante sofisticate. Păi și nu intrați cu noi? Ba da, m-am dus, m-am spălat, am intrat în sală, i-am ajutat. Nu că i-am ajutat, i-am depanat, real, da? I-ai învățat cum să fac. Eram incompatibil. Da. Nu, nu se poate, adică nu poți să-ți bagi joc de niște oameni care... Eu nu zic că îi fi eu cel mai bun. Dar pe partea de oncologie, da, am făcut o clinică, e standard. Că operez tumori, cancer. Auzi, da, aici apare discuția asta și aș vrea să știu un punct de vedere al tău apropo de chestiunea asta. Că e o situație cunoscută. Pe care unii o reclamă deja. Zic, domnule, sunt doctori la spitalele de stat, nu neapărat manageri, da. Doctori, lucrează în spitalele de stat, au și contracte cu clinici private, ale lor sau ale altora, da. Unde au de asemenea contracte, și apare un fenomen prin care vin pacienți la spitalul de stat, îi consultă acolo, nu știu ce mai departe, și le spun, veniți poi mâine la clinica privată, nu știu unde am asta. Și atunci zice, domnule, de fapt e o dirijare a fluxului de pacienți dinspre spitalele de stat către zona... Las că dirigează Vlad Voiculescu în străinătate. Haideți să vă spun ceva. Ăsta e un subiect pe care nu s-o rezolv niciodată. Cum nu o să-i poți interzice unui om medic în timpul lui liber să se ducă să-și facă... Corect, el poate să-și petreacă timpul lui liber cum vrea el. Să se ducă în parc, să facă sport sau să muncească. Da? Nu poți să-i interzici ca în timpul lui liber să presteze activități medicale în altă parte. Mie mi se pare o mare prostie. Până la urmă, asta e o chestie la care țin eu. Da? Omul, dacă vrea să muncească, lasă-l să muncească. Până la urmă, faci bine tuturor. Da? Bun. Acum, haideți să ne gândim. Pacienții chiar sunt niște chivoni așa pe care îi musc cum vrei pe tablă de șah? Nu. Până la urmă, pacientul se duce la spitalul public, că vrea la spitalul public și ia un bilet de trimitere și se duce. Dar atenție, asta e prima situație. Uneori nu fac asta pentru că medicii de familie nu le eliberează bilete de trimitere, că sunt comozi. Unii, da? Mm-hmm. E foarte dificil. Au dreptul la 2 bilete de trimitere, la 3 bilete de trimitere. Sunt și încorsetați de reguli. Bun, deschide medicina de familie, dă-le oamenilor ăsta dreptul să emită documente. Nu merge CIU-ul, da? Bun. Da, mizerie. 2, 3. Mai există situația în care pacientul vrea din start în mediul privat. Da, mulți din oamenii pe care eu i-am operat în spitalul public, sunt oameni pe care i-am convins să vină să opereze în spitalul universitar. Le-am spus, ascultați-mă ce vă spun. E la fel, condițiile sunt la fel. Ba mai mult, dacă apare vreo problemă, backup-ul spitalului universitar e altul față de un spital mic privat, da? Dovadă ce pățim în fiecare zi, vin cazuri foarte grele, abandonate dinspre privat, spre public. Da, așa e. Și asta apropo e de treaba asta, așa că zice cineva că am luat eu pacienții și am prejudiciat bugetul spitalului. Noi am făcut an de an un top cu toți medicii spitalului cât au operat și câți bani au adus spitalului. Eu am în 10 ani vreo 20.000 de pacienți operați, consultați, da? Ca bani adus spitalului din total contract, bani de la buget. Da, nu. Deci eu operez un pacient și ăla e decontat. Și asta înseamnă o sumă. De la buget. Suma mulțit cu numărul de pacienți adunate, toate astea, este câți bani ai adus tu bugetului spitalului prin activitatea ta medicală. Eu sunt pe locul 2, 3, 4. 2, 3, 4. Păi înseamnă că mi-am făcut treaba. Dacă sunt pe locul 2 și am adus 2.400.000, 2.500.000 de RON pe an spitalului. Într-un buget de 100 de milioane. Dar tu reușești să le faci acum dincolo de orice chestie? Poți să le faci pe toate? Le fac, că mă duc. Și asta cu managementul spitalului și cu operatul. Eu le duc, că pe mine mă hrănește chestia asta cu munca. Sunt așa, nebun cu chestia asta. Nu, e important, uite. Și nu mi-am pus niciodată. O să fii viitorul primar al capitalului. Dacă devii primar, ce o să faci cu toate astea? Le lași deoparte? Primăria nu-mi dă voie decât să fiu profesor universitar, adică să mă duc să țin cursuri. Adică spitalul se duce... Asta este, ai o echipă atât de puternică acolo. Da? Și medicală și administrativă care o să-și facă treaba. Au nevoie de sfaturi, nu le dau că sunt incompatibil. Mai vreau să vă zic o chestie, apropo tot de incompatibilități. Da, ai zis corect. Păi ești incompatibil sau nu ești? Nu sunt, Dane. Uite, ieri m-a sunat un prieten al meu, doctor de la un spital mare de ortopedie din București. Și mi-a trimis o poză, că n-am putut să răspund, cu un caz. Da. Un caz disperat. Și era tumoră? Da, o tumoră. Și i-am zis, îmi pare rău. Am văzut în spațiu public că la... Da, așa a zis, că eu am spus că mă duceam să-mi ajut colegii. Și s-au dus și au întrebat Colegiul Național al Medicilor dacă Anemona Med e furnizor de educație medicală continuă. Da. Normal că nu e, că furnizorii de educație medicală continuă sunt facultățile, da? E, și i-am spus, știi ce ar trebui să-ți răspundați?
că rețeaua de telefonie mobilă pe care mi-ai cerut sfatul nu e furnizor de educație medicală continuă. Credeți că am făcut asta? Adică hai să nu împingem într-un absurd useristic, cum spui tu și cum așa. Da, mă, creșteați nebun, mă, dacă nebunie. Tu trebuie să îi lei și gâtul. Uite, eu cinstit, pentru mine a fost, ai avut dreptate, Robert. Păi, eu mă așteptam ca toți managerii de spitale, da, toți directorii să de iasă spitale, și să zică, toți colegii mei din facultatea de medicină, unde sunt decan, când au văzut mizeriile astea, degeaba vin toți și îmi spun, Cătălin, nu la e corect, corect, da, nu, da, e... mai dreptate, da, tu, băi, ce mizerie ți-au făcut. Vai, da, vai, vai. Nu, eu mă așteptam să iasă public și să spună, da, domne, e o formă prin care ne-am făcut meseria. Uh-huh. Da, așa e. La război, mai puțin vitej. Eu sunt vitez. Eu îți doresc să ieși primarul capitalului. Eu am anunțat-o public de nenumărate ori, mai spun încă o dată. Eu, dacă rămâi în cursa asta, sper să rămâi, te votez. Da. Asta a spus de la bun început. Pe toți îl invităm zilnic. Înțelegi, da? Ca să fie foarte... Adică eu nu pot, băi, nu. Chit că, mă rog, nu, să m-am serios. Născut în București. Nu, să bă, nu pot să votez un impostor, bă, ca ăla, ca piedone sau un autist ca Nicușor. Lasă-mă la Eu nu spun niciuna, nici alta. Spun așa. Și am spus și pe Facebook. Am anunțat acum o săptămână, 10 zile. Între Piedone și Nicușor Dan, îl aleg pe Cârstoiu. De ce? Pentru că prefer să văd că e un om care poate să vorbească o oră, fără să facă dezacorduri. Prefer să văd un om care poate să vorbească o oră și să spună ceva la care să zic, dom'le, e interesant ce spune. Mă gândesc la lucrul ăsta. Și care poate fi un exemplu și pentru alții, că asta încerc să spun. Ne tot plângem că a decăzut clasa politică. Păi normal că a decăzut. Da. Cum intră unul, vine Tapalaga, acest golan cu tastatură, pentru că a luat bani de la stânga și de la dreapta și pentru că vrea să-l susțină pe Nicușor, dar are și pudibonderia să nu o spună, că dacă o spunea, eu îl susțin pe Nicușor. Da. Eu trag lui Cârstoiu pentru că eu vreau pe la primar. De ce? Că mi-a dat banul SRE-ul. Era o chestie pe care o înțelegeam. Nu, stai puțin, o înțeleg. Înțeleg partea ideologică, înțeleg partea comercială. Până la urmă, presa este o afacere. Așa e. O înțeleg. Deci nu e o problemă. Mi-a fost greu să înțeleg asta. Deci nu e... Problema este dacă o spui sau dacă nu o spui. Eu am spus-o. Eu îl prefer pe Cârstoiu din aceste motive. Unu, e un om inteligent, este un intelectual, are ce spune și aș vrea să văd mai mulți ca el în politică. Păi da, pentru că atunci, într-adevăr, poate se schimbă țara. După ce au făcut... Că dacă rămânem la nivel, și nu dau nume din ăștia care sunt la capital. După ce au făcut în aceste zile, orice om, cum să spun, asta, cu carte, am întrebat din start. O să zic, Robert, mă, s-am pis damăsii de politică, bă, nu vreau să mai aud de atunci. Ați văzut ce a făcut lui Cârstoiu, bă, când a intrat? Da, te pune pe funcție. Păi bineînțeles, despre asta este vorba. O grămadă de oameni, când eram în politică, mi-au zis, ce te bagi în căcatul ăsta? Ce trebuie ție una ca să spun? Și ce am pus, stai mă puțin, îi lăsăm numai pe aia, pe analfabet, să facă politică în România? Dar am ajuns, mă, unde suntem în momentul de față. Dar nu e vorba numai despre asta, e vorba și despre... Bă, și dacă ai fi greșit, iartă-mă în chestiunea asta. N-am greșit cu nimic. Dar chiar și dacă ai greșit. Absolut nimic. Chiar și dacă ai fi greșit. Deci, Robert, eu m-am întrebat un singur lucru în toată povestea asta, tot citind, de ce Ani nu merge mai departe. Inițial am zis, bă, e vorba de profesor universitar, de aia nu vrea să-și ridice în cap. Nu, habar n-aveam că există această decizie în alte curți. Da. Care, de fapt, funcționează ca autoritate de lucru judecat pentru orice altă sesizare a Ani, care ar putea avea o asemenea încărcătură. Da, vrei să spun ceva? Da. Am un coleg ortoped la Târgu Mureș. Da. Și nu folosesc asta electoral. Oameni buni. Un ortoped ia altă specialitate. Soț-soție, profesor universitar, șef de secție. Măi, omul ăla a fost declarat incompatibil cu nevastă sau după viață de muncă, șef de secție amândoi. Și cinstit, omul ăla a murit. Profesor universitar. Ce vreți să vă spun? Vreți să vă spun că cu soția mea aveam o discuție veșnică. Ea nu înțelegea. Nu se poate așa ceva. Eu sunt ginecolog, tu ești ortoped. Nu se poate. E incorrect. E nedrept. Că tu ești unde ești. Hai să spun ceva. Știi ce aș face eu în locul tău? Da. Nu, ascultă-mă puțin. Știi ce aș face? Când mă mai sună un politician după ora cât trei, le spune, îmi pare rău, nu se poate. Vreți să vă spun ceva? În fiecare zi avem această discuție. E nedrept. Da, e nedrept. Vrei să intrăm în belea? Hai, stai liniștită. Am încercat să o calmez. Acum, biata femeie avea perfectă dreptate. Am muncit o viață. Bun, că ăștia aruncă cu noroi în tot ce ai făcut, nu mai e bine nimic. Și nu putea să fie șefă de secție. Ea nu e șefă de secție, că aud că e șefă de secție soția mea. Nu e, da? E șefă de clinică. Clinica e UMF-ul, facultatea, nu spitalul. Și la un moment dat, în glumă, într-o seară, i-am zis, băi, nu avem altă variantă. Divorțăm.
Că tot aia suntem. Și a doua zi a venit cu actele. Da, 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 și e șefă de secție. Și e șefă de... Nu, a doua zi a venit decizia că eu voi candida la primărie. Și așa i-am și dat vestea că voi candida la primărie. I-am dat un SMS și i-am spus, draga mea, nu mai e nevoie să divorțăm, că am rezolvat-o altfel. Țară de nebun. Deci da, nu, da. E penibil, adică... Sunt, nu râdeți, sunt colegi de-ai mei, soț, soție, șef de secție, care au divorțat. Sunt cum deci, da, e o nebunie. Da, mă, s-a ajuns în deci, situația. Nu, admitem, s-a ajuns în situația asta pentru că a fost un neomarxist suficient de absurd și niște politicieni suficient de nesimțiți să nu schimbe lucrul ăsta. Nu niște căcăcioși, nu fac în momentul ăsta pentru că să gândesc că le-ar putea folosi lor la un moment dat. Nu, eu spun fățiș chiar dacă am de pierdut. Asta e părerea mea. Eu mi-apăr meseria și colegi. Da. Și până la urmă știți ce apăr? Apăr pacienții. Pentru că ei au nevoie de opiniile oamenilor ăștia. Un mefistanul lui Vlad Voiculescu. Când l-a avut pe Drulă, de Drulă n-am auzit nimic, decât că are fața pe niște blocuri. Când l-a avut cum își dă el cu părerea, Doamne, e fantastic. Fantastic. E politician, dar e plătit să dea din gură. Ca să închidem rotund, Cătălin, întrebare de final. Te retragi din această cursă? Nu, Robert. Nu mă retrag. Cine mi-a propus că avea nevoie de mine, dacă nu mai are nevoie de mine, să-mi spună verde în față. Să o spună public. Da. Dar tu nu vei anunța că te retragi. Nu. Eu, unul, dacă eu spun, Dane, vrei să mergem împreună să jucăm tenis? Ți-am făcut o ofertă, da? Păi, dacă tu te duci să joci tenis și eu nu vin, eu sunt... Ne-am prost. Nu spun cum. Da? Ne-am prost, da. Păi, prin normal, între oameni civilizați, este să avem o discuție și să-mi spui, păi, nu pot. Da, i-a explicat, stai puțin, că uite, nu e, e ultima întrebare, dar nu e ultima întrebare. I-a explicat Lucio ăla cu povestea cu incompatibilitatea? Dar i-am explicat-o cum să nu și știu că... foarte bine și ei că nu sunt incompatibil. Atunci... Marcela e legătura, ca să zicem așa. Te-a chemat la tenis. Marcela e legătura. Foarte bine că nu sunt incompatibil. Și încă un lucru, apropo de absurditate. Prin Nicușor, Dan s-a numit pe el director la parcuri. Și ei declarat incompatibil, da? Hai să fim serioși. De Clotil, ce să mai zice? Una e una, alta e alta, da? Eu nu sunt incompatibil și să-mi susțin asta până în pânzele albe, credeți-mă. Și nu mă las. Ok. Baftă, Cătălin, no, ține bumnii, da? Emisiunea de astăzi, ne vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, după depunere. Acum vedem dacă vorbim de medicină sau de primărie. Acum ceva, semnez golanul cu halat alb? Lasă-mă, nu pune, stai puțin, o să știi. Pentru un golan cu tastatură nu merită, înțelegi. Mulțumesc. Pentru un neam prost cu tastatură, deci codul KN, că au verificat acum telespectatorii care se uită la noi, codul KN de la Anemona este cu, parcă, asta, cu imobiliar. Da. E cod KN 86 sau nu știu. Exact. Da. Da. Asta este. Eu nu mint. A fost un chiar a verificat cineva și a scris. Încă un malpraxis a răstora, înțelegi, în materie de presă. Da, mult prost. Gata, hai. Baftă. Mulțumesc. Să bine și să ne auzim sănătoși. Toate mulțumesc bine. Mult. Ceau. Bye, bye. Thank you.